Seara de 5 decembrie este specială pentru toți copiii. Ei știu că trebuie să-și lustruiască ghetuțele sau cizmulițele pentru că Moș Nicolae va trece pe la ei să le aducă daruri. Cei cu minți primesc dulciuri, cei neascultători primesc de la Moș Nicolae o nuielușă pentru a-i atenționa să-și asculte părinții și bunicii. An de an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, milioane de copii așteaptă cu nerăbdare pe Moș Nicolae, unul dintre cei mai iubiți și mai populari sfinți ai creștinătății. Știind că moșul le va da daruri, prichindeiși lustruiesc ghetuțele înainte de culcare. El vine negreșit și le aduce acestora dulciuri, fructe sau jucării, în vreme ce micuților neascultători le lasă câte o nuielușă. Întrebați de importanța acestei sărbători, câțiva suceveni au răspuns că pentru ei este o tradiție care se respectă cu sfinții în casele lor, în timp ce copiii s-au arătat nerăbdători să vadă dacă vor primi cadourile mult visate sau, dimpotrivă, vreo nuielușă. Ce ți-ai cumpărat, nuielușă? Da. Ai fost obraznic? Nu, am luat-o pentru târgul de iarnă de la mine la școală. Ți-ai pregătit ghetuțele pentru diseară? Da. Le aștepți pe moșu? Da. Ce vrei să-ți aducă? Ce zici el? Eu nu am de ales. Tu zici că vei primi o nuielușă sau doar cadouri? Nu știu. Ce știi despre Moș Nicolae? Că e un sfânt. Ce face el pentru copii? Aduce cadouri dacă scuminți. Ți-a făcut cadourile pentru Moș Nicolae? Încă nu, că nepoții mei sunt departe și eu sunt singură aici în oraș. Ce tradiții mai cunoașteți de Sfântul Nicolae care se țin? Să faci cadouri, să fii bun cu... Eu am de gând să mă duc la cineva care știu că e năcăjit și chiar mă gândeam să mă duc să-i fac cadou ceva acum în preajma sărbătorilor, că chiar îmi face plăcere. Și să fac bine la mai mulți oameni care au nevoie. Pregăti ghetuțele pentru diseară? Da, Moș Nicolae. Și ce face Moș Nicolae pentru copii? Aduce dulciuri. Ai fost cu minte? Da. Ce îți dorești să-ți aducă moș? Ciocolată. Atât? Da. Mă pregătesc acum să cumpăr. Ce aveți de gând să cumpărați? Eu știu, nici eu nu știu ce. Să mă uit în magazin să văd ce pot găsi. Dulciuri, jucării, aveți copii mari, mici? Copii mari am. Acum, dacă sunt plecat în străinătate, iau și eu niște cadouri așa pentru bunici, pentru... Țineți această tradiție, nu? Da, da. Și mai cunoașteți și alte tradiții de Moș Nicolae, în afară de cea cu ghetuțele? Nu, doar asta așa. O păstrez pentru că așa s-a învățat de acasă. Da, părinți, da, bunici, da, chiar când eram, de când eram mici noi. Vine moșul, ce zici? Sper că da. Ai fost cu minte? Da. Și ce-ți dorești să-ți aducă? Două păpuși mini la lupsi. Ce știi de Moș Nicolae? Că este... un moș care aduce jucării copiilor cu mici și dacă sunt obraznici, le aduce vărguțe. Pregătit ghetuțele pentru diseară? Da, dar nu cred că o să vină. De ce? Că n-am fost ceva cu minte. În afară de ghetuțe, nu mai știu, nu știu. Asta au ghetuțele, atât în mare parte. Și de Moș Nicolae vei dărui cadouri? Eu stau la cămin, dar o să dăruiesc la prieteni când se merg acasă, o să dăruiesc la părinți. Mai ales mă cheamă și Nicoleta, adică am un motiv mai bun.